Salutare tuturor și bine ați dat click. Așa cum v-am promis deja, suntem la al doilea trip. Și n-am terminat bine primul trip în Maramureș și am făcut revizia și am și plecat înapoi spre Argeș. M-am întâlnit cu Dorică, Surian, îl știți deja de pe internet. Internetul care? Internetul TikTok, online, YouTube-ul. Și ne-am oprit, adică începem vlogul direct de la Dedulești. Ca să mâncăm și noi o cafea și să bem un mic, corect. Mâncăm și noi ceva aici așa puținel, că nu vrem să ne stricăm și dăm spre Zitul Dorică, unde mergem. Mergem către Transalpina? Transalpina, tată, n-avem planuri mai deloc, pentru că așa ne place nouă. Știi vorba aia, mergem în col așa. Mergem în col, exact. Uite, cum ai zis tu ieri. Bă, hai să facem, să se numească titlul mergem încolo. Încolo, unde mergeți? Încolo. Aici avem un Ryker de 900 și acolo un Spider de 1330. Le știți deja, vi l-am mai prezentat atâtea ori. Hai, pe Spider-e. Gata și mâncarea, fraților. Ne-am umplut burțile și am luat-o pe un drum pe unde n-am mai fost niciodată. Cam ăsta ar fi planul. Așa în mare, că n-ai cum să te duci doar pe drum pe unde n-ai mai fost niciodată, că altfel nu ar mai ajunge pe Transalpina. Pe Transalpina și foarte bine că am fost de atâtea ori. Sper că v-a plăcut vlogul anterior, sper că o să vă placă și acesta. Sper că lăsați comentarii, like, pentru că mă ajută foarte, foarte mult și este gratis. Ne-am întors din Maramureș, duminică seara târziu am ajuns la București, acasă. Luni am avut treabă pe la New Dental și marți revizia Spider-ului și imediat după revizie acasă, făcut bagaj și am plecat din București. Nu sunt nebun, fraților, când vă zic că este fenomenal să te pui la drum, să vizitezi. Nu trebuie să te duci în locuri scumpe, nu trebuie să dai mult pe o noapte. Nici noi nu facem treaba asta, vă dați seama că nu căutăm cazări la 3000 de lei noaptea. Încercăm, adică pentru noi este foarte, foarte important să explorăm zonele. Deși cu Dorică, că tot vorbeam de cazări, încercăm să găsim ceva bun la bani și cu piscină, pentru că ne-a plăcut foarte mult în Maramureș, la piscina aia. Și am cam vrea să repetăm experiența, să spunem așa. Hai să-l dăm pe pilot, frumos, la 60 la oră. Avem aici un cadavru pe stradă, nici nu vi-l arăt. Sper că nu s-a văzut. Ah, stai că am Max Lens Mod 2 și l-ați văzut, îmi cer scuze. Și-a făcut treaba excelent ecranul acesta de la CarPureRide W603, pentru curioși. Este foarte, foarte mișto să ai Android Auto. Am reminderele, am Smart Things, adică îmi pot controla tot ce am acasă smart de pe acest device. Aș putea chiar să renunț la acest suport de telefon. Numai că nu o fac deocamdată pentru că mi încarc telefonul așa în trip. E super important să ai la telefon mereu 100%. Suntem pe un drum județean și suntem împinși de tir, de săracul Dorică. Îl împinge tirul. E vreo problemă? De când ne-am pus la drum, vreau să vă zic că am mers super încet. Aceste jucării consumă foarte puțin, la modul cât un scooter, dacă mergi cu el normal, ușor. Ba chiar pot să dau pe modul eco și te învață când să schimbi și în cât să schimbi și așa mai departe. Și consumă mult mai puțin. Nu știu exact, să vă zic, teoria ce se întâmplă când îl dai pe eco, pentru că, să fiu sincer, n-am mers, cred că, mai mult de 200 de metri pe eco, să văd și cum e și ce se întâmplă pe ecranul ăsta. Am ajuns cu Dorică pe la un lac, baraj, ceva de acumulare. Încercăm să găsim un loc să parcăm. N-am mai fost niciodată pe drumul ăsta. Da, am spus că n-am mai fost absolut niciodată pe drumul ăsta și trebuie să găsim un loc unde să oprim. Suntem la râul Luncavăț, baraj Bălbeni. Uite! Este, mă! Wow! Da, mă, că zici că ești la noi, la Budeasa. Da, mă, zici că la Budeasa. Ia să verificăm așa. Să știm dacă facem baia azi sau mai încolo. Eu ți-am zis că e muzgă, nu mă credeai, nu-i tu. Ia uite râia boalii ce e acolo, mâncați-aș gura ta. Știi gunoaiele alea care aruncă gunoaiele astea? Ia uite acolo zona de ofro, mâncați-aș gura ta, ia uite. Și mai avem o paragină aici, ai mare grijă. Ce bine că au făcut trecerea asta de pietoni, că nu știu ce ne făceam. Aici să dau băieții cu mașinile, îți garantez, ia uite urmele. Eu eram chiomb, am țintit doar GAL și am zis că am ajuns la Galați. Ajunge și la Galați. Hai, Galicia. Unde v-ați dus? La Galicia, veniți la Galicia. Astăzi cu Dorică o să facem schimb de cai. El n-a mai mers cu Spider-ul de frică că o să și-l ia. Pentru că așa și-a luat Ryker-ul, s-a sui pe un Ryker și a vrut Ryker, gen instant. Și așa se întâmplă, asta o să facem și cu ATV-ul. Am zis că îl pun la cheltuială de vreo 40.000 de euro. Tu vrei să-ți fac preț? Îți dau și ATV-ul și îți dau și asta să mergi cu ele. Ăla nu se vinde, mă, frate, doar pe bani.
Vrei să-l iei acum, să mergem așa ușor? Hai mai încolo, hai mai sus. Hai, lasă emoțiile. El vrea să-l ia, el vrea să-l ia lângă un bancomat, undeva aproape de o bancă. Hai că mai avem o leacă și ajungem. Că m-ai întrebat de ce merg cu viziera deschisă, mâncați aici gura ta. Am mâncat cu Dorica iară mici. Bă, și când o dai, poți să ai poți să ai tot pe locul din lume, că n-ai niciun fel de loc. Ți se blochează nasul. Eu m-am uitat la tine dacă îți mai cade capul într-o parte și tragi dreapta sau stânga. Ai văzut că se duce, se duce. Da, uite, te pirezi, efectiv. Mamă, te salvezi, te claxonezi. Cum salut cu Dorica, lumea n-a saltat în viața mea cu nimeni să-mi bat picioarele. Deci am ridicat cu mâna. Eu salut și câinele. Da, mă, câinele, poliția, frate, să faci cu mâna, uite, să trăiți. Oamenii ne știu. Ia uite, n-ai voie să faci garduri în localitatea asta, mâncați aici gura ta. Câți kilometri ai Dorica cu el? Te zic imediat. 19.170. Ieri aveai 17.000. Cu Dorica când ies la cafele trebuie să avem hainele la noi, că nu știi că suntem instabil psihic. Bă, casca mea, intercomul de la casca mea nu se încarcă USB Type-C, se încarcă cu cablul de la vechi. Mâncați aș gura ta, bătaie de joc. Și n-am la mine. Hai să mergem la un supermarket, ceva, nu știu, de ăsta mare sau Peco, să iau un cablu de la... Uitați viziera lui cum se întunecă pe zi și se albește noaptea. Se numește... Nu mai m-a întrebat Igni Fuji fotovoltaic. Bă, dar ce trece pe aici, un frate? Împinge careva un fier pe șinele astea? Nu știu. Eu cred că e lumea rea, frate. Uitați-vă ce am făcut cu Dorica, unde ne-am oprit, fraților. În primul rând, îmi cer eu scuze. Și doi la mână. Uitați-vă ce facem. Asta e, mă, frumusețea, mă, în tripuri de genos. Cine se gândea că o să vină noia pică de genos? Ia vezi, tată, mâncați aș gura ta, că nu găsești la raft râmele astea. Bă, mâncați aș gura ta, bă, eu nu pot să beau din asta, mă, tocmai voiam să zic că e apă curată, că... Ia vedeți răgăuace asta, mă, cava și ia, bă, ești de bun, ce boală poartă asta, bă, mâncați aș gura ta, ia vedeți, mă. Aia e într-o curte și aia se face. Aia se dezvolte. Las-o în jos, mâncați-aș, că nu pot să beau așa ceva. Nu lăsăm în jos, o lăsăm. M-am găsit-o. Domnul a dat de niște râme, niște alea. Aici. Nu o să, nu? Hai, mă, mai încercăm o dată. Haideți că venim acolo. Hai, mă. Haideți că mergem la domnul. Mergem cu domnul în față. Și oprim măgarii? Oprim. Să luăm cheile mai mult. Hai că de nu ne-au bârâit să-mi bag picioarele de vineri. Deci mergem la domnul să ne servească cu apă. Am dat niște bacarieni, niște nebunii pe acolo în apa aia. Erau doi viermișori așa, doi. Ce sunt băia, Dorica? Nu știu. Am zis că tu știi. Stai, cum sună. Ce sunt erau? Nu știu ce erau, erau niște chestii așa micuțe. Da? Ce frumos și ce liniștite la dumneavoastră. Da, și zona asta n-am mai fost niciodată, să știți, pe aici. Dar de unde sunteți? Eu din București, el din Pitești. Bine, amândoi piteșteni, eu sunt mutat în București. Ia uite, Dorica, bă, pisuia și ăștia, bă. Iete-i, bă! Guguță! Ia uite-i, bă, ce frumos, mă! Iete, bă! Pisii! Credeam că legați ceva la curent. Da, am și în pompă, nu. Aveți pompă? Da. Da, am înțeles. Deci aici, acum regiunea, da? Odată. Și acum ce regiune? Acum nu e județ. Vâlcea. Vâlcea. E regiunea Argeș, raionul Horezul. Am înțeles. Hai că e mult până departe, ia uite, nu vede nimic. Nu? Da, aici ce? E altceva. Altceva. E altceva, e curat. Așa. Vorba, vorba, da? Ce să vede cu camera? Ce, mă, băi, asta da apă. Bezi direct, hai. Bezi direct. Direct? Mă, primul. Asta e original. Ia, vedeți. Ia, vedeți. Păi da, e original, mă. Bei și multă, bei de pe nas. Da. A, aoleu, cât de bune. E rece, cum să zic. Face vacă. Așa, cu sume. Ce bine, a? Hai să beau și eu din nasul tău acu. Hai, mă, cu-o!
Mulțumind în suflet, apreciem. Venind în Maramureș, am fost în Maramureș, ne-am întâlnit cu o groază de copii. Peste tot am fost. Acolo am fost măritat. Adică și acum, că ne vom la mare, la Vișeu. Am să trăiți. Numele meu este Goguci. Costă, o să facem Dorian. Goguci. Doru. Doru. Cine Dorian? Am plecat din București spre Pitești, m-am întâlnit la Pitești cu ei, ne-am dus prin Maramureș de vineri și duminică ne-am întors pe Bucovina. Am zis de la Suceava. Da. La Prișor. Și la Brașov m-am despărțit de ei, s-au dus la Pitești, eu la București. La Rânca? Acum mergem pe Transalpina, ne la cazăm pe unde la apucăm. La Rânca. Da. La Rânca. Și primăm, asta facem. Și nu coborăști încolo către Sebeș. Ba da, ne ducem. N-avem limite. Am vrea să duminică să ajungem la mare. Ne cazăm o noapte pe acolo. E primul, ce să facem? Dar ăștia merg, da? Merg. Da. Ce trebuie de motocicletă? Beu. Beu. Tot ce are două roți pe față, una pe spate, se condă cu beu. Cu beu. Da. E mult mai sigur decât un motor. Cât un scooter consumă? Cum am mers noi acum, am plecat de la Pitești cu pilot 60 la oră, cred că ne-a consumat 3,9. Nu consumă deloc. Dar consumă și mult dacă de alea. De regulă ne dăm la ele. E prima oară când am mers ușor cu ele. Am zis să ține și noi de permisul ăla. Păi ce că de aici sunt 22 de kilometri până în Horezu, da? Și de în Horezu încă treceți de Polovragi până la Rânca 20, 60 și până sus cam vreo 70 de kilometri până sus pe... Până la Rânca. Dar cum se numește aici? Unde suntem? Popești. Foarte liniștit, să-mi băg pișoare. Am văzut 15 mașini, e atât de liniștit. Dar mai văd niciodată pe drumul ăsta. Nu? Niciodată. Național. Aici circulă majoritatea mașinilor și pe Craiova. Am venit pe la un baraj pe care n-am mai făcut niciodată. Un baraj. Pe Olt. Da, pe Olt. La Galicia. La Galicia. Da. La Galicia a trecut. E la citit Galați, am crezut că suntem în Galați, bă, Dorica. Am luat-o la dreapta, după aia stinga. Da. Păi le luase panica, bă, m-aș la Galați, mâncați și bătă, unde suntem? Galicia. Ce, dealul negru, la Pitești, Galicia? N-ați intrat prin Vâlcea, ați luat-o de la Nicolae Bălcescu. Și dacă intram prin Vâlcea, tot pe drumul ăsta ajungeam? Păi, nu. Nu, n-are treabă. E altul. Care o aia pe sub... O aia pe Frâncești, pe partea aia, pe Pietrari. Nu, e ăla pe... Cum zici, pe Bunești. Pe Bunești. Da, intră picea. Costești. Hai că am casca pe ăla. Pui. Bă, ce liniștit e voi, frate. Aute, mă, rumor, parapară. Foarte frumos. Păi, da. Ca la țară, e liniștit. Și acolo am fost eu, mă, la 29 de ani. La Maramureș? Da. Păi și ce ați făcut? Ați divorțat? Nu, am divorțat, dar am plecat. Ați plecat? Da, pe cine? Că mi-au murit părinții, am venit singur, acest că a fost în viață. Și aici nu v-ați mai găsit? Da, nu. Da, frumos. Cât o babă. Cât o babă aici, colea, auzi. Chiar frumos. Nu. Noi ne-am plimbat tot Maramureș la Mureș, la Ugnă și Gatari. Am fost în atât de multe locuri că nici nu mai știm. Se merită. E și mare, e frumos, e top. Top, pe cuvântul meu. Și am ajuns în București duminică. Duminica asta am ajuns în București de la Maramureș și Bucovina, mă rog. Luni am avut treabă, marți, revizia la ăsta și am plecat. Mi-am făcut bagajul și am plecat. Pleacă de aici cu aglomerația asta. Pip, nu mai pipi, claxoane, jurături, ambulanțe, aglomerație. Din aia infectă. Da, mirosul imediat se simte. Cum a intrat în București, o simți. O simți instant. Mă rog, vă mulțumim din suflet pentru apă, apreciem. Multă sănătate. Multă sănătate. Să tot dăm de oameni ca dumneavoastră, mulțumim. Rămânem la Dravasa că bem Horinca. E bună Horinca pe zona asta? A, deci aveți marfă bună. Asta a fost. Să trăiți, mulțumim. Hai înapoi pe Spider. Ce mișto. Fenomenal, mă, să-ți faci amintire așa, pe cuvântul meu. Normal. Pentru ce muncim? Să trăiți, domnul. Aole, ce bine. Foarte de treabă, domnul. Maramureșan, da, băi, ne-a povestit că a avut de fapt tare nevasta de Maramureș, dar a lăsat-o, n-a divorțat, n-a făcut nimic. A lăsat-o și a fugit. S-a întors aici, pe zona asta, că din păcate i-au murit părinții, el e singur la părinți. Și a zis că s-a întors aici. A zis că își mai ia cât o babă două după aici. Trăiește intens. Te întorci cu gândul, hai să fac nițică curățenie acolo și nu mai pleci 8 ani. Frumoasă amintire, să știi. Am stat și pe iarbă și pe să trăiți. Cucuce pe YouTube. Am mai făcut un subscriber, ești nebun, uite așa îi faci. Unu câte unu. Am melodia aia ca stai, riba, hai de vino mai încoace, stai, riba. Pe asta-ți plac.
Nu le-ai spus că asta e cu adevărat? E foarte mișto să explorezi așa, cum am făcut eu cu Dorica astăzi. Și la ce mă gândeam acum, nu? Stai, 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 riba, hai de vin, mă încăci. Salutăm și poliția. Ia uite ce fată de treabă. Ce frumos de salutat. Acum mi-ai băgat și mie în cap, de ce am melodia aia? Hai, mă gândeam eu acum, să rămâna. Eu o să-l până la o zi frumoasă! Eu am dat bacul la sport, mâncați, și atât de vechi sunt. Atât de vechi sunt, mâncați. Tu ai dat bacul la sport? Da. Hai să spun o întâmplare, da, mea. Azi e ziua cu tare. Să zicem că azi e... Ce e, mă, frate? Eu nu știu ce zi sunt de mici. Nu mai contează. Miercuri, joi. Suntem miercuri, da. Astăzi miercuri, mâine am bacul la sport, da? Să zicem, joi. Ce-am făcut, mâncați, aș gura ta, astăzi miercuri. Cam pe la orele astea, 13, îți dai seama, tinerețea mea, gagicuțe, una alta. Am dat-o în petrecanie, am zis, hamă că stau 2 ore, 3 ore maxim și mă duc să mă odinesc, că îți dai seama, la sport chiar ai nevoie de condiție fizică. Bine că și la celelalte, nu poți să te duci după distracție, să dai bacul, îți dai seama, să rămâna doamna, nu știu. Am ajuns la 6 fără ceva acasă, bossul meu. N-are rost să spun în ce state eram. Dimineața sau la prânz? Dimineața, logic. Pentru cine nu știe, eu cu Dorica ne știm de foarte mult timp, am ajuns la bacul în cația și gura ta. Bă, și mi-a dat-o un limbric de minge grea și trebuia să o duci la piept, trebuia să muleze corpul cumva și să arunci o anumită distanță minimă cu ea. Bă, am luat mingearca aia în mână, bă, și mi-a venit să dau la boboci. Și am zis, domnul profesor, mi-e foarte rău și aveam o chestie pe care o băgam mereu. Inclusiv la mămica mea dragă, am mâncat un kebab, mi s-a tors stomacul, mi-e rău. Bă, și m-am dus în spatele, la colțul sălii de sport, să spun așa, și am dat la boboci, în speranța că revin și nu mi-a revenit. Și am luat 9.80 la sport. Iar la bac, nota totală, dacă mă crezi, nu o mai știu. Am învățat la anumite materii, că na, să spunem că m-a dus capul încă de mic și mi-am dat seama că n-ai cum să fii bun la toate materiile și nu trebuie să faci treaba asta. Ieri am fost la Vulturești și chiar am vorbit de tema asta, cum că de ce nu se predă educație financiară și cum că școala, facultatea te pregătește să fii angajat, din păcate, dar nu spunem că nu este bună, trebuie să o faceți, doar că trebuie să vă dați seama de treburile astea ca să vă puteți focusa și pe alte treburi sau na, pe direcția pe care vreți să mergeți în viață. Dacă cumva nu aveți o direcție în viață și vă puneți pe gânduri acum, să știți că nu este nicio problemă. Nu vă pune nimeni ștreangul de gât, să spun așa, că nu aveți voi o idee unde să mergeți cu viața voastră. Nu este absolut nimic, nu intrați în panică, se rezolvă toate. Chiar mă gândeam la bac, cum e acum să dai un bac. Eu nu cred că l-aș mai lua. Nici eu nu cred că l-aș mai lua. În meseria mea sunt bun la geometrie. Geometria îmi place, o iubesc. Păi și ți-a plăcut și liceu geometria, nu? Că așa ți-ai ales direcția de arhitect. Da. Ar trebui omul când intră în liceu, ce vrei mă să faci? Asta mă, asta îmi place mie. Alege-i mă 3 materii, nu-l chema în fiecare zi la școală, că mi se pare sincer acum să fim serioși, timp pierdut, frate. Eu am pierdut timpul, am chiulit și eu ca orice om întreg la minte, am jucat fotbal la anumite materii, mai mult la religie. Și religie și muzică. Bă, ai voce? Nu! Dă-i drumul afară din clasă, ești nebun, du-te, joacă-te altceva. Du-te la țurca. Ce ne jucam noi când eram mici, că noi suntem de-aia pe vechi, v-am zis, vechi, trăgeam cu corneta, făceam injectoare de tractor să păcăre cu chiprinturi, cu anii 90, bă, anii de glorie. Am prins evoluția. Cum o fi să naște acum, fratele meu, cu atâta acces la informație, dacă vrei să te apuci astăzi de, nu știu, frate, ce vrei tu, găsești pe YouTube tot ce trebuie. Nici o platformă nu este dăunătoare, să spunem așa, dacă știi unde să te uiți, să nu pierzi vremea. La un moment dat, platforma te învață și îți recomandă numai clipuri de interes pentru tine. Uite, pe mine, în domeniul meu, în facultate, am învățat un program pe care nu-l mai foloseau arhitecții din 90 toamnă. Bă, nu-l foloseau. Profesorii erau aware de treaba asta? Că nu se mai folosește ăla? Da, da. Doar că eram obligați să învățăm un program pe care nu-l mai folosește nimeni. Numai pentru că aveau ei licență cumpărată pe el. Bine, bine, nu numai asta. Și faptul că profesorii pe ăla știau să vă învețe. Eu, unul, am învățat programul pe care îl știu azi de pe YouTube. Eu când învățam, eram cu self-teach-ul meu pe Photoshop, nici nu exista YouTube, frate. Când mă gândesc acum înapoi, nu-mi vine să cred. Toată viața mea am avut frica de 9 to 5, frica de a lucra pentru altcineva. Eu nu mai pot să mai fiu angajat. Dorica este la fel în această situație ca și mine, lucrează pentru el. Când lucrezi pentru tine... Lucrezi altfel. Este trist pentru că lucrezi și noaptea și ziua. Lucrezi în primul rând mult mai mult decât dacă ai lucrat la altcineva. Ești factorul definitiv, ești omul care ia deciziile și ești omul care le pune în aplicare. Ești omul tot, să spun așa. Dar ai o satisfacție mult mai mare. Vă buci pe YouTube! Ia uite ce frumos. Uite primăria. Asta e primăria? Primăria Măldărești.
Mergem să vizităm o mănăstire, dar până una alta mergem să trântim și niște lichid când mai putem. Bem un Pepsi zero zahăr, de ce mă întrebați? Haideți să vă arăt ceva superb. I-a vestat șosetele astea de la Pepsi. Cer eu scuze, în primul rând. Ne-am luat portofelul, în cazul în care nu se plătește cu cardul, că nu m-ar mira. Două Pepsi zero zahăr, la mine zero zahăr, la ea... Ce nu este zero zahăr? Dați-mi normal atunci. Mergem la mănăstire mai întâi să vizităm mănăstirea Polovragi. Avem o peșteră ascunsă care se găsește pe internet, nu e atât de ascunsă. Transalpina și peșterea Muierii în stânga. Uite și ATV-uri de închiriat. Da, frumos, cred că te duci pe defileu încolo. Frumos, ce sunt astea? CF Moto 450. 85 de lei s-a făcut o butelie, ești nebun. Ia vezi mă cât de frumoasă e asta. Da, cu inimioare, cu tot. Porțile astea așa mari și chiar sculpturile alea de lemn mi-aduc aminte de Maramureș. Aveți câte erau acolo? Bă, dar ce viu, bă, frate, bă. Trebuie să mai ieși, da? Nu căutăm umbră sau ceva, că n-are rost. Păi n-ai unde, acolo e maxima umbră. Din nou pe telefon, din nou cu Dorica. Hai să vedem. Asta e prima mea vizită aici. M-am gândit eu așa. Ne întâmpin acel view. Superb. Și uite acum, alături de Dorica. Dorica a fost aici cu 7 ani. 7 ani, dar nu mai știu nimic. Ia uite ce ne așteaptă. Restaurează. Aici cel mai sigur este un store. Nu știu eu brățarea ceva cu ne-am luat de la Maramu. Mi-am luat lănțic sfințit de la Maramu. Tu ce ți-ai luat? Nu, l-am luat de la poliție. Aici e țava asta, nu știu exact ce se întâmplă aici. Ia să vedem. Fiște-o atentă. A, nu e voie? Nu avem voie, bă, trebuie pe partea asta, frate. Să locuiești aici. Bă, tu crezi că nu ne cazează dacă dorim și noi o cameră? De la biserică, bă, da, și gratis. Pe cuvânt, zici și mie ce se întâmplă aici, ha? Ce poate să fie? Tărâțe acolo, material de construcție. Materiale de construcție. Lupă, doamnă. Au ce se lucrează acolo, atelier. Știe Dorica, a fost acum 7 ani. Ia uite ce, de ce știe Dorica, vede? Să rămână. Să rămână. Doamne ajută. Să nu te bat urățimile alea. A, nu. Nu. Bine, bă, Dorica, m-ai dat o locație foarte frumoasă. Pe cuvânt. E setul lui Dorica de o aghiazmă mare și ne-am găsit-o doar pe asta mică. Ce fac? Spuneți voi în comentarii, ce face Dorica când vrea gheazmă mare? Hai să ne căutăm! Hai mai căutăm! Bă, da, chiar aș bea mie sete, ulu! Fii atent că a plecat dorul de sete, fii atent! Am zis că dacă căutăm, găsim și aghiazmă mare. E rece? Îmi iau farba direct. Mamă, tu ce sete mie? Am gura plasture, nu mai pot. Gata cu setea? Mai intrăm pe ușă. Aici cred că avem o biserică și mai veche. Viu ăsta e și mai tare. Iar aceasta este Biserica Bolnița Sfântul Nicolae. Monument istoric și viu ăla foarte frumos. Ia să vedem. Bă, dar de ce nu mă anunți? E răcoare, frumos, e bine. Ia uite ce frumos e. Asta e nebătrână, când vrea. Da, am intrat cu Dorica și în magazin. Bine, mă, să numește magazinul sau altfel. Toate sfințite, vedem și ne luăm. Un cojoc, ceva? Curciuliță? Nu știu, ia uite. Și-au plecat bănuții. De ce vrei cu două brățări. Asta ne-a luat. Mergem spre peștera Polovraci. Vreau să vă arăt view-ul. Incroyable! Din nou pe off-road. Am luat așa prin spatele mănăstirii, fără căști, 7 la oră, că nu mai putem. Și uite, dăm de oameni. Sperăm să nu dăm de urci. Uite, argeșeni de-ai noștri. Salutare, Argeș! Și cred că am ajuns și la peșteră. Atenție, cad pietre. Nu știu ce căutăm aici. Dă-te mai pe stânga, mai pe stânga, mai pe stânga. Peștera Zamolxe Polovraci. Am să lăsăm și noi aici, Doric. După ce care bine, mai e și frumos. Wow, ia vedeți, mă. Bă, Dorica, ce frumos e. Ai văzut pancarta aia mare cu atenție cad pietre, da? Vreau să mă arunc cu ochi aici după ăsta. Dar mare atenție, că alunecă. Ia vedeți, bă, ce frumos e, o ce răcoare e. Frumos, mă, frumos. Îmi place. N-am mai fost nici aici. Aici e minunat. Canada. 4 ani. Asta cred că are mai multă stabilitate, nu știu, la o chestie, adică... N-aveți treabă de ulei de pe jos, viraj cu gropi. Mult mai safe decât un motor. Nu te bași ca cu motorul în aglomerație, dar noi nu le-am luat pentru aglomerație, le-am luat... Eu am 25.000 de kilometri, el 20.000. Dar trebuie și nouă. Adevărat? Poate nu e un ATV pe aici. Nu prea e... Așa, peșera. Puneți pauză aici.
Dacă ne cade ceva în cap, bă, frate, bă, ca să arată, arată bine, mă, arată bine. Niște găuri acolo. Bicicleta asta nu cred că e de aici de munte. Am urcat fără să plătesc, ce în gură. Ba, aolo, lumânare acolo, tată. Ce înseamnă asta? Am achitat intrarea, o plată corectă de 20 de lei pentru cei curioși. Rămăsesem la lumânarea, nu știu ce cauză acolo. Intrarea naturală. Eu m-am născut natural, aș putea să mă duc. Ia vezi, mă, mâncați-aș gura ta, să urcă care baba acolo? Eu nu mă urc. Nici eu nu mă urc, mulțumesc că mai am niște treabă. Ce tasat e drumul, vezi? Sunt vizitatori. Băncuță, hai să vedem ce fac 20 de lei. Auzi? Asta cât merge așa? Oare are ieșire undeva? Nu cred, e blocat. Mamă, e de ce în ce mai rău, coare e atât de bine. Hai, spune-mi de ce picură, ia să vedem dacă știi. De ce picură? Da. Spune de munte. Eu cred că e condens. Păi hai să ne scoatem intrarea, mâncați-aș gurata, ia vezi. O luăm? Bă, nu sunt mulți bani, din păcate. Hai la lacul de euro, tată, că acolo, acolo facem treabă. Uite, o scrie Liliana pe perete, ia uite, dănuțele. Moartea cu coasa, mâncați-aș gurata. Nu vă, nu vă spurați, mai este mult? Ia uzi, mă. Vino cu a... Vino repede. Îi dau 4-0, fiți atenți. Ia uzi. Vino cu a... Vino cu a... Vino cu a... Vino cu a... Ia uzi. Stai în riba, nu mai încoace. Auto 100 de euro acolo. Îmi cer și o scuze. Dacă mă vedeți cu un Rolex după vista acestei peșteri, să știți ce s-a întâmplat. Ai venit cu Azură? Azură, ce faci mai lișinată ca Azură? Gata, fraților, am vizitat și peștera. Am pus TikTok-uri, vă invităm pe TikTok să dați acolo un follow. Pentru cine nu a dat, trei neapărat să dea. Ne vedem direct de pe Transalpina. Let's go! Salutare YouTube, salutare Goguci, salutare Transalpina. Gata, fraților, am făcut full-ul pentru că am ajuns la poala Transalpinei. Cea, mă, nu știu să mai vorbesc, mă. Am vorbit și cu băieții. De unde sunt băieții? În Polonia, parcă? Da. Goodbye, my friends, bye-bye. Nu vorbesc engleză, evident nu vorbesc română. S-au suit pe jucările noastre și vorbeau în limba lor. N-am înțeles nimic, am dat în cap. Am zis yes, 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 good, good, good. Și o să întâlnim pe drum numai motocicliști. Prima dată cu Riker-ul pe aici. Luăm o piatră în gură. Ce are anvelopă nouă, îi dă să-i sară. Mamă, ce bine că e răcoare. Am prins vremea perfectă. Literally. V-am zis că Spider-ul are senzor de presiune și își face anumite reglaje atunci când ești la înălțime. Și eu sunt la înălțime. Să-l dăm noi pe sport. L-am dat pe sport. Of course. Uite, vedeți, mă bag la fel ca o motocicletă în viraj. N-ai treabă. Perfect. Poate o să prindem și nițică ploaie să ne distrăm puțin. Concentrare maximă, nu se mai vorbește. Era frumos să facem un vlog adevărat aici, amândoi, în duo. Dar dacă nu are cască corespunzătoare, casca e bună, da. Încărcătorul e de în anii 80. Mamă, ce mult se înclină și motocicliștii. Ia uite, bă, îi atinge ăla pe jos, bă, mâncați și... Plan. Ia uite, bă, ce frumos e, frate. Uite, bă, ce faci, tati? Mă, ce fac, mă, măcărușule? Ce fac, mă, tati? Au, 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 câinele, bă! Frumos aude Spider-ul, bă. A venit un miros corespunzător de ceva abandonat, de o viață.
a plecat virajul ăsta, fii atent. Ești bine, Dorica, e bine, Dorica, măi, în spatele meu, despre ce vorbim? Am început să resimtă pe mâini atâția kilometri. Am lejer peste 2300 km deja, iar Genovorol. Săptămâna asta plus weekendul trecut, cât să mai ducă și în mâinile fraților. Te cred pe la raliu. Trăiți. Ia vezi, bă, cât de frumos e locul ei raz. Ce să mai, că aproape am ajuns la râncă. Să vede acolo în zare. Dacă ne prinde ploaia aici, s-a terminat. N-avem unde să ne ascundem. Wow, 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 be careful. Ia uite ce frumos se vede, tată. S-ar putea să prindem și o ploaie. Insane, fraților. Frumoasă țară. Extraordinar de frumos. Ce frumos e, frumos rău. Și, și vremea e frumoasă. Cred că vrea să iasă. This is Romania. Romania is awesome. Ia uite drumuri acolo de ATV-ul. Holy moly, guacamole, ce lere, ce frumos. Acolo sunt 500 de grade. Aici e perfect. Țais. Hai, zburăm o leacă cu drona, da? Salut, de unde Salutare, ești? Salutare, de la Ploiești. Da? Da, dar vin de la Pitești. A, ok, bine. Da, și mă duc la Milcoiu. Ce faci aici? Ei, nu! Cu drona, mergem să îmbucăm ceva. Ți-e foame sau așa mergi tu? Aș mânca un urs. La ce? La prățap? Hai, podimă garu? Cer eu scuze. Dănuțule, să știi că băgăm remorca în funcțiune, ca lumea. Numai că trebuie să-mi vin ATV-ul, ce să mai... Asta aștept, aștept după ATV. Toate planurile mele sunt puse în pending până când vine ATV-ul. Ia uite, drum de ATV și pe aici. Stați așa să vă arăt după indicatorul ăsta de rânca. Iau de toată. 100% povestește ceva de ATV-uri. 100% pe acolo pe jos numai ATV-uri. SSV-uri, ATV-uri, mașiniții. Hai să vedem, să găsim un loc frumos. Băgăm o ceafă. Îl las primul, dacă el a zis că știe unde mâncăm. Hai, iau. Am intrat în rânca. E vreo problemă? Doamne, am un cap numai tai riba. Hai de vino mai încoace. Hai că aici ne parcăm. Ia chiar îi dau 5-0. Am sunat eu la recepție. Da? Ne cazăm aici? Am sunat de mâncare de ăstaia și știi ce au zis? Că n-avem. Nu, au zis tai riba. S-a întâmplat a doua băgare la burtă? Nu mai știu uite-le. S-a mâncat corect, s-a parcat corect. Ia uite aici minunățile astea. Avem acolo, v-am arătat CFMoto 1000. Un canam pe acolo. Și hai să ne uităm și noi la peisajul ăsta frumos. Ia vedeți aici, na. Păsărelele astea ne cântă. Și mergem în Deva de aici, să știi. Vă arătăm imediat cazarea, că arată bine, mă, arată bine. Arată bine și Dorica, ia uite, frumos. Hai da pe spidere, hai da. Gata și mâncarea, oamenii se uită la meci. Joacă România. Aolo! Bănuți, ce o aveam? De fapt mai merg așa cu viziera deschisă, că s-a mâncat barta-i usturoiul. Nu mai am baterie în cască, nu mai pot vorbi cu Dorica. Iar Schubertul meu C4 Pro Carbon are intercom integrat și ce să vedeți, nu se încarcă cu USB Type-C. Și am mai dat și o gălăgie de bani, nu mai zic pe cască, ci intercomul. O gălăgie de bani, fraților, și are
Are bârjoală de aia vechi. Tehnologie vechi. Nu mai zic nimic. Când e lumea rea, e lumea rea. N-ai ce să faci. ATV-uri aici de toate felurile, toate neamurile. E o zonă turistică frumoasă, dacă și-ar da puțin silința. Să-mi dau un telefon mie, să mă sune, să-mi spună, hai să facem niște proiecte frumoase. Am găsit să ne cazăm la Hotel Cristal în Deva. Waze-ul mă întoarce și noi nu vrem să ne întoarcem, vrem să continuăm pe aceste serpentine. Că na, de-aia am venit, de-aia suntem aici. Ce o aveam, mă, Waze-ul ăsta, ce o aveam? Transalpina este unul dintre drumurile mele preferate din țară. Se bate cot la cot cu Transrarâu din Bucovina. Era e mult mai scurt, dar la fel de frumos. Este amazing, amazing. Ar fi și un FPV pe aici, un băiat talentat sau o fată talentată cu un FPV să mă urmărească de jos până în partea cealaltă. Ce mi-ar plăcea. Mamă, mamă, mamă. Insane, frate, insane. Freaking insane. Intrăm în norișor, ia, dar să nu fie ploaie. Stai la un loc, Dorica, că dau drumul la cai, nu? Hai să nu ne aventurăm așa, iurea. Ia uite-o pe asta. Ce vorbește? Aoleu, ați auzit? Cât a... Jumbușlucul mi-a sărit în cască și și-a lăsat organele pe... Aoleu, direct pe retina dreaptă. Că ne luăm un spider. Să le facem mai rapide. Mamă, uite și acum mă întoarce. Ce ai, bă, dragi, așa pe tine, mă, dă-i mâna înainte, mă, lasă-mă cu întorsul tău. Mă întoarce pe auto, 178 de kilometri și 3 ore. Doar ca să nu mă lase pe mine să trăiesc viața pe Transalpina. Ia vezi, mă, ia vezi, mă. Hai să-l prinde pe Dorica. Mamă, mamă, ce frumos e, frate! Wow! Uită-te în față! Ce urmă la mine! Așa, că mă mut eu! Ține-l așa fix! Gata, fraților, și contentul de calitate pe fog! Așa, mamă, a ieșit bestial! Duceți-o pe Instagram, pe TikTok, să vedeți ce a ieșit! Ia uite, bă, Dorica, îi place mult de tot aici! Ia să vedem ce a văzut, ce a găsit! Oameni. Bă, ce content frumos am făcut, abia aștept să postez astăzi. Bine, pentru voi or să fie postate de mult, dar astăzi postez niște Instagram Reels, YouTube Shorts, TikTok. Vai de capul meu, ce content de calitate. Iar ne ducem pe Can-Am On Road, pe pagina oficială, firma mamă, avem atâtea postări acolo. Something went wrong, nu e problemă de război, lasă că ne descurcăm și noi. Suntem băieți mari, nu ne e frică să ajungem la Chișinău. Hai leu, ce vânt, ce ălea! Cred că a răgăit în cască, de fiecare dată când rângă în cască, îi s-a pleacă capul și pleacă într-o parte. Ia uite urcarea asta, mâncațeș! Ascultă ce spun, că vin iarna cu Spider-ul să fac Transalvina! Glumesc, mă, cu ATV-ul, cu nou ATV-ul să vin pe aici. Trebuie neapărat să merg cu ATV-ul în Maramureș, că e bestial, pe aici, pe la voi, peste tot, prin toată țara. Nu mai pot, mă roade! Eu invit pe toată lumea, invit și pe Dan, invit pe Joie. Bine, Joie știți că se bagă. La Dan e mai greu cu programul, că are multă treabă, dar... Vedem. O luci frumoasă, uite, mă, de lumine să tragă oameni pe dreapta, să dau un par și să dau un pub la tobă. Lasă-o încolo de treabă, dar nu ți-e rușine. Mă fac să schimb așa în continuu, să mesec în mămăligă. Ce să-i dau gogoașa mea, că... Văd de la 27 de metri în față. Ia uite aici, 20 de metri. Ia uite aici, 15, 10 metri. Ce aveam, mă? Ce urma, mă, acum, mă? Dreapta. Oh, oh, oh. Ia vezi, mă, că a scăpat de Ceațulescu. 1. Mamă, ulu, ulu. Și aici a plecat. Mamă, ce alunecă. Și a plecat. Ia uite, la teurile alea, mâncați-a și gura ta. E de la ei. Oh, 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 brrr, oh, oh, calunică, tată. Aici, ce înseamnă asta?
Momoligile astea. Ia uite. Ia uite, mâncați așa. Bă, uliu. Așa, mă, Dorică, mă. Dorică, sper că te bucuri de sunetul ăsta formidabil, că numai eu iau razna. Hai să vă las o leacă sunetul de la Dorică, s-a auzit, s-a auzit ăsta. Ia uzi. Hai, sper că v-a plăcut, lasă așa că știu. Ia uzi. Ia uzi, mă, ia uzi, mă! La nunta mea vreau să dansez la dansul mirilor pe evacuarea asta, ascultați ce vă spun. Uluși! Că știți că n-am multă minte. Să zică, să intre mirii și după aia să audă. Să-mi plece cotul, să-mi plece ălea, că... Uluu! Bă, dar abia am schimbat plăcuțele, mă, nu mai fiți, mă, răle, mă, răle, rele, mă, cu mine. Hai că începe să urce și temperatura, momentan tot 16 grade, dar hai să vedem! Gogucii la viraj! Și aici am dat 1, accelerăm! Ne ținem, ne înclinăm stânga până pupăm asfaltul! Și a plecat! Lăsăm 2, lăsăm 2! Aici îmi lăsăm să încetinească așa, să-mi dăm umorul după lume. Hai să vedem, hai să vedem, urmează la dreapta după. Wow! Ia uite, mă, cum a plecat, mă, mutația. Ia uite, mă, ia uite. Headshot! I love! Fuck you! Mamă, cea mai tare jucărie de pe planetă. Că ești gurița ei. Uite-și, bă, Dorică, bă, ei! Scuză-mă, Dorică, am dat drumul la cai. Ia uite frâna asta, motor pantăie. Te... Ce vorbesc, băi, 130 pe întâia, nu se poate așa ceva. Nu se poate, ia uite dacă faci așa, ia uite. Ia uite, mă, că mor aici, ia uite. Băi, nu-s... Că se ești gura ta, ia. Mamă, mă, mai cu voi, au razna, mâncațe-și. Scuze. Dorică se uită în stânga. A, uite de ce se uită Dorică în stânga. Știi, Elică, Dorică, tu nu vrei să mănânci la cazare, mă, doi, mă? Să știți că glumeți, fraților. Aici nu suntem pe Transalpina, dacă mai vedeți că mai trecem așa o linie ceva. Suntem pe... pe strada privată. Pe strada lui Dorică, privată. În spatele curții. I'll be back. Ia uite aici, ia uite aici frâna asta puternică. Nu vorbeam de mine, vorbeam de semnele alea de pe asfalt. Da, mă, Dorică, mă, intri în mine, ce ai? Dorică, vrei să rămân cu antăia până la cazare? A plecat, a plecat! A plecat! Haolo! Hai, Dorică, hai! Wow, 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 be careful, be careful! Aici n-am vizibilitate, mă bag înapoi. Și a plecat! Urmează o curbă. Bine că de aici încolo sunt curbe multe. Dar uite, bă, drumul ăla dat TV-ul, că îmi cer eu scuze acum de una, două. E de mă. Tsuki, tsuki, tsuki. Tsuki, tsuki, tsuki. Să trăiți, ai grijă de pisicile astea, că-s frumoase foc. Ia uite, mamă, eu nu pot să mai stau cu usturiul ăsta noi, că am început să-mi dea toate lacrimile posibile. Nu mai am lichid în corp, nu mai am nimic. S-a dus pe apa zâmbetei, s-a mai exact pe ochi. Deschid o leacă, mamă, mâncațe și altceva. Păi nu mai puteam. Mai bine miros pinii ăștia. Ce bine miroase, pe cuvântul meu. Miroase aia. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Îmi cer scuze de la voi dacă se vede asta. Rocking around the Christmas tree. Have a happy holiday. Ianuarie parbriz. Oh, the weather outside it's frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow and snow. And we finally say good night. Ia uite baliga asta cum o depășesc. Am oprit ăsta de nou. Băi, știți că eu n-am multă minte. Vezi că ai mânușa, iau, că se potrivește cu cealaltă. Aaa, nu, îmi dau muștele pe nasă, râs.
Bă, nașpa, bă, că n-ai intercomul. Păi nu mai am baterie intercom, am zis, o spui de parcă l-am pierdut de la viteză. Hey Spider, first gear and go. Mamă, ce fulgere, bă. V-am povestit că am plecat de acasă fără cablu la intercom și ne-am întâlnit cu Darius în Hunedoara și mi-a dat cablul lui, motiv pentru care îi mulțumim tare, tare mult, ceea ce înseamnă că de aici încolo, când ne veți auzi că vorbim, totul datorită lui Darius. Mulțumim, Darius, te pupăm! Bine v-am găsit, dragii mei! Unde suntem noi? La Hunedoara, pe ploaie! Am apă și în chiloți. Rocuciu nu vede nimic în față, dar insistă să fie prim. Mă simt apă în mâneci. Vreau să-l filmez cum se chinuie. Adică nu e totul roz. Se întâmplă să mai prindem și vreme nasoală, oricum era promisă de mult, dar alunecă, n-am aderență deloc. Ce-o zice doamna aia de la cazare când n-o vedea așa? Bună seara, dragilor! Haideți să vă prezint situația. Ar zice că am fost și ne-am bălăcit la vreo piscină ceva, pentru că oamenii ăștia au piscină. Slavă Domnului, dar nu. Dorica e supărat, eu sunt luarcă. Deci, luarcă de supărat. Mi-a ajuns ploaia. E GoPro rău, de-aia mi se închide asta. Mi-a ajuns ploaia la inimă. Ia zi, Dorica, cum e, mă, cu traicu pe... Adică, dă-te că... Cum e, mă, cu traicu pe ploaie? Opa, se scurcă de minune, dar vreau să ajung în cameră să dau ăsta jos de pe mine. Și eu sunt floarcă. Ce zici de camera asta spartă? Ce ziceți, băi, băieți și fete, mă? De ce ești luarcă? Sunt luarcă, mă. Am crezut că glumești. Nu, mă, sunt luarcă, ce ai? Anyhow, ne-am cazat aici. Cristal. Ah. Ia uite aici, forță 400. E lumea rea, bă, mi s-a spart ventila, mă, din tripul ăla de Maramureș, dar, mă rog, e o protecție. Haideți să doru că s-a dus la somn și vă arăt și camera mea. 202. Vă dați seama că nu dormeam cu Dorica. Și-a plecat. Nu, ne-am luat penthouse. Unul doarme acolo, unul doarme aici. Asta e camera numărul 2. Frumos. Asta e bideu. Sunt curios dacă te duc de sus. Nu ești, mă, Dorica, ce? Nu are voie, nu? N-ai. E luarcă? O fi plouat de jos, mă. Nu e chiar luarcă. Hai să vă arătăm și the beds. Camera n-a fost scumpă deloc, mai ales că nu mi-a ieșit un ban de bucurar. Ia nu, Dorica, dă-mă tu că îți dau și o filmate. Bă, stai să-mi pun și o bani aici. Zi, doamne, nu are. Haideți. Ne vedem mâine pe Spider. Uite de aici. Bună dimineața, dragi colegi de pretutindeni. Stai aici cu Dorica în ziua 2. Suntem între ziua 2. Suntem undeva între Deva și Hunedoara. Ne pregătim să mergem la castelul Corvinilor și la Mănăstirea Prislop. Ne scaldăm alea înainte. Hai să vă mai arătăm pe aici. Avem aici un atlet, ia să vedem. Olimpic. Nu știe să meargă cu Riker, nu știe să sară în apă. Ia uși să aude sub apă, bă, ia uși. Props lui Dorica, pentru că a găsit acest hotelo pensionos motelos, nu știu ce e asta. Se numește Cristal, cu Y. Cât a fost, mă? În jur de 100 de euro, nu? 400 de lei. 100 de euro. Și am dormit împreună, nu ne costă mai nimic. Am dat mai mult pentru că avem mic dejun inclus și bălăceala asta, apa asta. Ne place că e udă și e caldă. Păi să vă mai spunem că să ieșiți din casă. Duceți-vă să vă plimbați cu bicicleta, cu ce aveți voi, cu motoare, cu trotinete, cu... Ce vreți voi, mă, ce vreți voi? În special dacă n-aveți motor, să vă duceți cu mașina, că e foarte mișto să explorezi România. România este foarte frumoasă. Mă plimb de atâția ani și pot să spun că am văzut cât la sută din România. 95%. După... Am vrut să zic 25%. Ah, mă, l-ai văzut pe toată. Trebuie să plecăm în altă țară. Cum, mă, frate, mă duc de 3 ori în același loc și mereu descoper chestii noi. Ia vedeți aici pazuri. Ia uite pazuri. Gata, fraților, asta a fost cazarea noastră, Crystal. Ne-am spălat, ne-am băgat în piscină, am mâncat micul dejun și acum, guess what, mergem să spălăm jucăriile. Am găsit un selfwash la 4 minute de aici, 3,2 km. Nu facem nimic până nu le spălăm, credeți-ne. Iar după îi dăm spre Castelul Corvinilor, cum am vorbit, și după Mănăstirea Prislop. Let's go să le spălăm. Hotele în spa. Asta de ce nu ne-a apărut, mă, pe Maps, aici la azi. Haida, Castelul Corvinilor. Intrăm cu Dorica, intrăm cu Dorica prin spate. Să nu plătim. Numai că am văzut acolo barta e casa de bilete. Uite ce pățiți dacă nu plătiți bilet. S-au dat 90 de lei în total, 45 biletul de adult. Bun. Am lăsat căștile la domnul, i-am spus să nu le încurce.
că avem minte, să ne țină minte. I-am zis, domnule, uite, mai uitați-vă o dată la noi. Și acum vizităm să vedem dacă merită cei 45 de lei. Am fost cazați undeva în partea aia. De acolo dorim că mai spargem 50 de lei și hai să aflăm nițica istorie. Că dacă tot am dat bănuții, să ne alegem cu knowledge. Acum, imagini cu impact emoțional. Ia vedeți aici. Intrarea asta frumoasă. O altă expoziție. Impact emoțional. O să intrăm și acolo. Și aici e, cum să zicem, curtea interioară, frate. Mamă, chiar e creepy, ești nebun. Uitați-l și de sus. Bici de luptă, buzdugan. Ia vede sabia asta, umbrella style. Bine, nu știu cum te protejează de ploaie, dar pistol, frate, wow. Acelea sunt jucăriile noastre și cu puterea lui Galaxy S24 Ultra putem să le supraveghem. Ia uitați unde suntem noi. Hai să ne cerem scuze. Ai văzut, da? Hulu, cât de mult e până departe. Uite, Dorica, ce vedeau oamenii pe vremuri. Caute ce viu. Un viu ca ăsta în București e 25-27 de milioane de euro. Vi-l mai arăt o dată de afară pentru că mergem la mănăstire. Și am plecat către mănăstirea Prislop. Mă rog, aproape ajungem, mai avem 9 minute mai avem. Bă, mi-ar plăcea să dea o torențială, sincer, dar doar să dea așa pe spate și să dea și o coleacă de săpun, să mi se șteargă transpirația asta de pe spate. Nu știu dacă se vede de la mine. Se vede de la tine, dar lasă, pun camera mai puțin că mă fac de râs, râde lumea de pe internet de mine. Ia uite și pe... Spune-le tu oamenilor de pe internet că eu miros bine. Miros bine, da, miroase aer curat. Aici, Tărică, mai ții minte? Mamă, fii atent, parcare, 1,5 milion, intrare, 50 de lei. Hai să vedem ce se întâmplă aici, fii atent că nu, ne ia banii pe intrare. Uite, am putea să le băgăm în spate la loganul ăla, uite acolo, să intrăm și pe poartă. Vezi tu dacă găsim pe cineva să vorbim cu el. Că vreau să o las aici puțin. Dai, mă fac parcanciu, hai, dai. Deci, Tărică are o informație foarte valoroasă. Tot ce vedeți aici, casă, palate, porți, garduri, nu existau acum... Nu știu, cred că 12 ani. Singurul lucru care exista era bisericuța. Uite-o. Băi, și mult doar aia de acolo? A, exista și aici, era o câmpie frumos, totul liniștit. Vă las la ora de istorie cu Dorica. Hai, spune de nou. Băga, hai, mă spune. Spun? Deci era un nene. Poate nu era adevărat. Păi ca să nu dăm... Nu contează. Era un preot care s-a ascuns, s-a mutat în peșteră. Așa știu eu. Așa. Acum, ne corectați. Așa. Acolo. Pentru că noi nu suntem de aici. Că am auzit și eu. Și s-a mutat în peșteră și a locuit acolo. Și după moartea lui, se spune că e sfânt dacă nu te descompui. Și nu s-a dacă descompus. Dacă rămâne... Și l-au găsit în peșteră, nu e descompus. Deci cum a făcut Dorica? O buruță și imediat. Mergem la peștera lui. Am fost acolo la mormânt. Și vizităm în continuare. Până acum am urcat, acum avem de coborât. Și toate astea va trebui să le luăm la loc, că... Cine-i mutat? Apă? Bă, până acolo trebuie să coborâm? Da. Hai, domnul arhitect. Bun venit. Bun venit. Peștera lui Arsenie Boca. Ia uite. Aici a stat. Hop așa. Păi, ești nebun. Păi și cum? Cum a nivelat aici? Ia uite. Asta sau o piață aglomerată? Un sen giratoriu. Am terminat cu biserica.
ne-am oprit gen 30 de metri mai încolo ca să mâncăm și noi un mic și să ne uităm la o bere, că nu mâncăm, dar nu mâncăm doar un mic, luăm grill, luăm tot felul de cărnuri de astea, că ne plac foarte mult, și așteptăm și noi un răspuns sau să luăm o decizie unde să mergem, spre Brașov sau spre Timișoara. Dorica, hai bă, să ne oprim la doamna, mă. Vedem ce face, ce vinde. Hai să vă dau dulceață, doamne. Dulceață? N-avem unde să le băgăm, doamnă, din păcate, dar am oprit așa pe la dumneavoastră. Cu cât dați dulceața? Dulceața e 30 de lei. A avut până cu lume la mănăstire. Am fost la mănăstire. Am unde să o pui. Vă gândiți că mi-ați dat-o, da? Nu, ce să vă dăm? Nimic. Da. Doar sănătate vreau să vă dau eu. Eu unde suntem? De la Pitești. Uite, vă dau eu una de asta și îmi dați mie de asta ca să-mi schimbați și vă dau și eu 50 de lei. Așa, da? Și aveți două de astea acolo. Unde stați? Aici? Da, și dumneavoastră, dumneavoastră. Stați liniștită, cu cel mai mare drag. Câți ani aveți? Ani? Aproape 100 de ani. Mulți înainte. Aproape 100 de ani. Haideți, vă lăsăm, am plecat. Să rămână dumneavoastră, să vă dea multă sănătate. Stați liniștită, să rămână. Pe mine mă îndoaie astea. Și pe Dorica, știu. M-am întristat și bucurat în același timp. 100 de ani, 100 de ani. Mergem la Elexus spre deal, fraților. Deci mergem în Poiana Brașov. Ne facem viața pe acolo. Avem 308 km, 4 ore jumătate. Uite mă aici viu mișto de dron, dar iau ce plouă acolo, iau. Avem 8 minuțele până la Elexus spre deal, până la cazare. Abia așteptăm să stăm o leacă așa mai... Acum, sincer, eu doresc că vreau căldură, de ce mă întreb. A mai fost o zi reușită și o să fie și mai reușită imediat ce ajunge la cazare, pentru că v-am zis, eu am mai fost aici, este super awesome. Mâine stăm o leacă mai chill, mâine nu facem, nu știu, mai mult de 150-200 km, unde pui mei să mergem. Dar mergem pe la Brașov, nu doresc că dăm pe la Brașov, o cafeluță, ne mai întâlnim cu voi. A? Da, e riba. Tata, tu ai scăpat. Ai găsit loc, ești bucuros, nu? Hai. Încă puțin. Zice, încă fură. Încă o dată. Gata. E în regulă? Mulțumim tare mult. Nu cred că deranjează, au loc să intre. Am ajuns aici la Elexus la 11.08. Da, am ieșit așa, la vrăjeală. Stați, nu știți că ne-am schimbat. Am mai spălat una alta, de ce ne întrebați? Aici e baia. Aici ne-am întâlnit niște rufe. Vă arăt așa rapid că mâine faci și noi leagă de curat, ne spălăm căștile astea. Dorica, de ce? De ce te-ai băgat în pat? Am să edităm clipul pentru Instagram Reels și toate cele ce... Cu scuzele de rigoare, evident. Și a plecat. Mâine. Aici vom fi mâine. Și mâine seara tot aici vom fi. Nice. Dimineața din ziua 3. Ziua 3. S-a făcut cafea puterea asta cu un dublu espresso de 3 ori, o să o luăm. Să dau un fum cu cafea asta. O ducem la masă. Micul dejun, micul dejun, corect. Foarte frumos la Elexus. Predeal mai exact. Ia vedeți. Aici stau. Aici stau eu, să vă imaginați, și Doric. Cum a fost, Dorica? Foarte bun. Sărbătoare pentru masă. Ție de bine. A fost bună și... frumoasă. S-a mâncat destul de, să zic eu așa, de mult. Nu mai mâncăm cel puțin 2 ore de aici încolo la cât am mâncat. Mergem acolo afară, bem și noi cafeluța și o să zburăm cu drona. Ma... Uitați aici ce am filmat. Ați văzut cadrele din dronă, dar cine ați văzut voi pericolul de aici? Ia să vedem. Urs ăștia. Și nu e orice urs, e de la Polar Maro. Ia uite încălțările. Ia uite. Vă mărime, bă, alea. Bam, priviți unde am ajuns. Wow. Din nou la gârlă. Din nou la apă. Din nou la piscină. Gârla de munte, e mai bună gârla de munte, plus soarele de munte este nemaipomenit, îți dă cel mai frumos bronz.
Găi! Gata și cu piscina aici la Alexus Hotel. Plecăm către Brașov. Sperăm să ne întâlnim cu o parte din voi. Ne-am bălăcit, v-am zis, am mâncat un mic dejun corect. Ne bucurăm de vremea asta, nu ne-am mai luat geci, nu ne-am mai luat pantaloni lungi, nu ne-am mai luat nimic. Bă, da, ce frumos e, frate. E din nou vremea perfectă, e bine că nu ne pârjolește soarele. Trebuia să bași tu un self-wash sau mergem așa pe neveu. S-a plecat, ia uite-l dat, ia uite. Ia uite Luciu aici. Ce înseamnă PPF-ul? Tratament Crytex, ceramic. Dorica e gata și el. Ia uite-l. Hai, Dorica, să merem, hai. Așa cum ne-a fost sugerat de o fată drăguță de la benzinărie, a zis să venim la cafea, să bem cafea, pentru că este cafea bună și doi la mână. Avem unde să ne punem și noi jucăriile, să le vedem să fie aproape de noi, pentru că nu vreau să carg GoPro-urile acolo, căși și toate cele. Așa că le lăsăm liniștiți aici. Hai să bem o ceașcă de cafea, că s-a încălzit Ibericul. Și-a plecat. Nu știu ce mi-a luat aici, caramel sărat. Dorica are ceva rece, dar suflă. Ce e vreo problemă? Suflă în gheață. Pentru curioși, cafea. V-am zis. Unde stai? Era să zic benzinărie recomandată, dar este cafenea recomandată, cafea de specialitate. O să luăm și o dușcă de aia dublă, puternică. Așa, Dorica, hai, introdu-te în noua locație. Cafea am băut-o, ne-a plăcut extrem de mult, recomandă. Mergem la Viewpoint, panoramic Brașov. Ia vedeți, fraților, că ne-am întors pe serpentine. Ce frumos, e răcoare, aveam și motocicliști în față. Nu cred că te duci după ei. Ce vorbești, mă? Te-a luat cap. Ai grijă, ai grijă, da? Am. Mamă, dar ei vezi că să duc repede în depășire. Să lasă. Păi să lasă. Și eu ce fac? Mă plec? Super concentrat, aia nu zic nimic, fraților. Aici e primul view. La asta, aici. Cu botul aici. Așa. Așa? Așa, lasă-l la că porniți să sărăcească. Sărăcească o țâră. Salut. Că te-am văzut pe serpentine. A, și-o pe serpentine te-am văzut. Nu știam, domnul, să te iau. Uitați, s-a terminat. Mamă, vezi că se simte că n-are servo direcție. Păi normal, nu mai zic, nu mai. Știi, mă, cu ea. Are hila, simți, vezi? Ha, că nu stă rău pe ea. Nu faci preț și ți-o iau pe asta. Ce preț să-ți fac, mă, frate, că dacă îmi dai 30 de lei, o să fac 32. Ascultați bine ce vă spun, că în momentul ăsta ne vedem din aer de acolo, da? Let's go! Că s-a zburat cu drona, ne-a plăcut și nouă, v-a plăcut și vouă. Și ia vedeți cum ne-am teleportat înapoi la Alexus. Foamea. Ți-e fomică o leacă este? Ce ți-ai luat aici? Mușchi de... Nu, coaste de vițel. Coaste de vițel. Arată bine, mă, arată bine. Arată bine. Nu mă pângură, hai mănâncă, te lasă în pace. Mi-am luat niște somon cu șparanghel și o salată cu piept de pui corectă. Apă, plată și un Pepsi zero zahăr. El are un Pepsi normal. Poftă bună și ne revedem la următorul cadru. Bună dimineața din ziua 3 de la Alexus. Ia uite, avem și muzicuță. Așa da. Așa nu. Așa da. Așa nu. Că de-aia mâncăm așa. Avem și muzicuță. Așa frumos live. Și hai înapoi pe Spider, Dorica, merem, hai să merem. Uitați-vă unde m-am oprit cu Dorica. Cinste lui Dorica, că el a zis hai să o luăm pe ciocanul. Aș ridica drona, mă, Dorica. Hai. Ridicăm drona? Da. Hai, cadre din drona.
Cadre în dronă, let's go. Cadrele din dronă, sperăm că v-au plăcut. Am montat GoPro-ul acesta aici ca să mă filmeze Dorica în timp ce merg, evident. Ia uite ce frumos se vede GoPro-ul ăsta, vă place, nu? Ia uite. Hai să ne cerem puțin scuze. E frumos, vezi că ai viraj în față. De Nucșoara, s-a făcut content de calitate. Băieții au recunoscut Spider-ul și au zis: tu ești Goguchi, băiatul ăla cu ATV-urile? Și le-am zis că nu prima oară. Spuneți numele fiecare ca să apareți pe vlog. Alexandru. David și Alexandru, da? Da. Bravo, mulțumesc mult pentru toate comentariile, că i-am întrebat dacă dau comentarii și au zis că da. Mulțumesc. Am ajuns la Nucșoara, ne-am cazat toate cele. Ia vedeți aici. De data aceasta suntem cu adevărat la gârlă. Uitați-vă puțin. Prea fericitul Dorica. Bă, ăla e un trit. A cât ai mers, ok? Hai la gârlă, uitați gârlă aici, fraților. Iau, iau. Frumos. Ne-am trecut cu niște prieteni. Enjoying the weather. Aparent finalul tripului ne-a prins la Nucșoara. O să-i dăm spre case de aici, nu o să mai filmăm că nu mai are rost. Atâtea zile am însumat undeva la 3000 de kilometri cu tot cu Maramureș, Bucovina, Transalpina, ce am făcut noi în ultima perioadă. Lăsați-vă în comentariu dacă v-a plăcut acest clip și dacă vreți mai multe. Până data viitoare, aveți grijă de voi. Ciao.